Am văzut ponturile lui Sabin Pârvan pentru ziua de astăzi. Sabin Pârvan din nou performerul zilei cu 3 ponturi din 3 câștigătoare, la fel ca și Lucian Crețu. O să vedem imediat și ce ne propun ceilalți redactori pariuri 1x2.ro. Între timp, Chile s-a distanțat 3-1. Alexis Sanchez realizează dubla, a marcat și minutul 85 după ce a deschis scorul în prima repriză. Vedem imediat ponturile oferite de colegii noștri, Bobby Marius, Cătălin Ferraru, Costin Nidelea, Ianis Eusebiu, Lucian Crețu și Vlad Arhire. Avem meciuri și în Copa del Rey, o să vorbim imediat pe larg și despre Valencia Cadiz. Mai avem Rayo Vallecano Mallorca, Sorin aici. Uite, 2-3, a dat și Bolivia gol. Marcelo Moreno, foarte spectaculos, meciul 5 goluri la Paz. Meci, uite, în care totuși cilienii sunt foarte aproape de o victorie extrem de importantă. E adevărat, meciurile de la Paz și din general de la altitudine sunt spectaculoase atunci când jucătorii pot să reziste în primul rând acelei probleme legate de oxigen. Bine, nu ne referim la Bolivie, în care sunt ai casei, pentru că tot datorită presiunii ridicate, orice șut la poartă capătă o viteză mult mai mare și mingea e mult mai grea când e lovită, așa încât cei care sunt cei mai nepăstuiți sunt oamenii care teoretic ar trebui să neutralizeze aceste șuturi, adică portarii. Victorie care până la urmă e firescă, ținând cont de faptul că totuși Chile este o echipă cu mult mai mult pedigree decât Bolivia, dar care poate nu era pusă cu mâna, pentru că și Chile venea după o înfrângere acasă și după un parcurs care nu a arătat prea multe lucruri pozitive. Adică ei pot spera într-o măsură destul de scăzută totuși, pentru că ăsta este primul meci din această rundă, mai urmează celelalte, cel mult la locul 5, locul de baraj. Da, păi cam asta, acesta pare să fie singurul loc pe care la care se poată aspira și cilienii. Asta numai dacă, bineînțeles, Columbia nu face o surpriză de proporții în Argentina, adică dacă se menține normalitatea și Argentina câștigă, sau în cel mai rău caz pentru chilieni, se termine egal. Adică dacă bate Columbia, atunci victoria asta... Crezi că e posibilă o asemenea surpriză? Să spunem, în fotbal, orice fotbal este posibil. Dar ideea este doar legată de conectarea jucătorilor argentinieni la meci. Ei sunt calificați de foarte mult timp. Au câștigat și în Chile. Da, de asta mie îmi spune că într-adevăr vor să se ducă până la capăt. Mai ales că sunt și fără Messi, cumva e o motivație în plus pentru ceilalți, nu știu, așa mi s-a părut din cum au jucat. Întotdeauna când se joacă fără Messi, cei care sunt pe teren trebuie să facă totul ca să demonstreze că merită să fie acolo. E clar asta. Și ar trebui să se obișnuiască la ideea că nu peste mult timp or să cam fie fără Messi tot timpul. Pentru că, așa cum l-am văzut pe Messi în ultima perioadă, total departe față de ceea ce era la Barcelona, nu este exclus ca el, într-un an, doi, să încheie cel puțin cu echipa națională, dacă nu și cariera. Adică nu-l văd ducându-se până la 40 de ani, cum vrea prietenului din perioada Real Madrid, Cristiano. Am înțeles. Bun, hai să mergem mai departe, să vorbim de o partidă interesantă din Copa del Rey, Valencia-Cadiz.